Salutare tuturor, vânătorul Sky aici. Stați în liniște pentru că astăzi mergem să vânăm. M-am îmbrăcat aici în verde ca să mă pot camufla cu frunzele. De asemenea, pălăria mea de vânător este pe capul meu. În schimb, nu au jocul pentru că nu am căști. Să vedem cum o să port căștile. Așa nu se poartă căștile? Poate așa? Ia, hopa, hopa. Ceva se aude, pentru că vreau să-mi păstrez eu aparența mea de vânător profesionist, pentru că o să mergem să vânăm, așa că liniște să nu speriem animalele. Să înceapă vânătoarea. Prima dată mă joc acest joc, habar n-am despre ce este vorba, lăsați și voi un like. Și acum ce? Puneți arma. Mamă, ce armă de vânător am, frate. Stai să dau și joc o leacă mai tare, că nu aud nimica. Așa, acum să-mi spargă timpanele jocul. Some fresh footprints were discovered nearby. Deci trebuie să uităm după pașii animalelor. Vedeți voi pașii aici pe jos, că eu nu văd nimica. Mamă, dar mă mișc mai încet ca melcul. Cred că vrea să simuleze că sunt un melc. Asta este arma mea și fiți atenți, ne ducem frumos la vânat. Întrebarea mea este, mamă, câtă hartă avem, frate. Bă, câtă hartă avem. Uai. No, mergem să explorăm, să vânăm. Bun. Păi, am nevoie de ceva de la casa asta, nu. Haideți să vedem ce este aici. Avem aici Aspen Arms and Ammo. De aici ne luăm gloanțe. Băi, gloanțe n-am nevoie. În schimb, uite, pot să văd că încolo am văzut pași. Stați că îmi pleacă pălăria, trebuie să o așez mai bine. Așa, este perfectă, nu vă legați de ea. Nu vă legați de aparențele mele. Totul este tactic și special astăzi, pentru că sunt un vânător, da? Dar bun, ne ducem să vedem ce pași am văzut pe acolo. Pararampam. Băi, cam departe. Văd în stânga că avem un tutorial și îmi zice să vizitez ăla de gloanțe. Nu, no, cred că a trebuit să mă duc înapoi să le vizitez. Bună ziua, bună ziua, ce faceți aici? Cum sunteți? Salut, salut, unchiule. Ce faci, unchiule? Mamă, ce gloanțe și arme ai pe aici. Ai de capul meu, dar nu prea mă interesează că eu am o armă deja minunată din câte poți vedea. Și mă duc să analizez acolo pașii văzuți. Suntem în pădure și în natură și trebuie să vă zic că nimeni nu se pune cu mine. Ne apropiem și trebuie să stăm în liniște. Nici respirația să nu se audă, nici musca. What? Ok, na bun. Haideți să vedem. Uite, pași. Hai să-i investigăm. Din câte putem vedea, le-am investigat și uitați-vă cum se duc ele. Se duc, încotro se duc. Se duce aici. A fost pe aici. Pe urmă s-a dus încoace. L-am investigat. Ok, s-au dus pașii pe aici. Mă, ce? Păi pașii ăștia se uită încolo. Stați așa că trebuie să-mi folosesc eu instinctele. Instinctele. Uite, mai mulți pași. Mai mulți pași. Pac. I-am investigat, s-a dus în coace. O să-mi scot arma în mână, pentru că nu știm unde se poate afla acea căprioară pe care noi o căutăm. Ia să vedem, vedeți pași? Fraților, mai vedeți pași? Că nu mai văd pași. Unde ne duc pașii? Hop, se duc tot în coace. Bă, hai să mergem să vedem, apoi ceva s-a întâmplat. Să vedem dacă mai văd pași de căprioară. Hopa, uite, aici. Simțiți mirosul? Aici s-a bășit căprioara. Pe aici a trecut căprioara. Și ce ne zice investigarea? Ne zice că s-a dus în coace acum. Oh, uite, mai mulți pași. Hai să investigăm. S-a dus în coace. Trebuie să ne uităm cu ochii. Cineva a tras. Bă, îmi sperii prada, bă, nu mai trage. Doamne, feri. Ia să vedem. Am ajuns bine? Vedeți voi o căprioară ceva? Văd acolo plantă. Pe unde s-ar fi dus căprioara? Asta e întrebarea mea. Miroase a carne proaspătă de căprioară, dar nu văd nicio căprioară. Asta e partea cea nasoală. Vedeți voi ceva? N-am un binoclu cu care să mă uit. Trebuie să mă uit doar cu arma? Păi eu nu văd nimica. Doamne, hai să ne ducem înapoi să vedem unde am rămas ultima dată cu pașii, pentru că, uite aici, deci investighez și încă o dată îmi zice că s-a dus în coace. Încoace, tot încoace. Păi haideți că mă duc încoace. Ia, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mă duc încoace, mă duc până la piatra aia. Să vedem, poate o găsim la piatra aia, cine știe. Bă, dar vedeți că jocul ăsta arată foarte fain, având în vedere că este pe Roblox. Ce e acolo? Văd ceva? A, este o tufă. Ce dacă se ascunde în tufă? Trebuie să gândim cu toți cei 7 creieri aici. Păi, dar unde m-am dus, mă, că m-am pierdut? Tauleo. Pă, frate, dar nu văd nimic. Uitați-vă la copacul ăla. Are mâini. Stă așa, copacul, ești de bun. Ha! Doamne. Ok, presupun că... Oh, uite! Uite căprioara! Căprioara! Mamă, la om. Doamne, era să-l împușc. Am crezut că e căprioara. Bă, ce cauți mai aici, bă? Bă, îmi sperii căprioara. Pleacă de aici, bă!
Încet, încet, simt mirosul căprioarei, ne apropiem. Oh, am văzut ceva! Uitați! Uitați! Oh! Astăzi mâncăm! Uite-l! Stai că mă pun în cur. What? L-am nimerit? Nu, nu, fuge, fuge! Stai! Stai! Trebuie să reîncarc! Ce-i ăsta? Vine la mine! Băi! Băi! Uai! Am pușcat-o în cur! Unde-i? Uite, uite-o cum fuge! Nu! Mă duc după ea! Mă duc după ea! Astăzi mâncăm, am zis! Fugi mai rapid, coptile! Fugi mai rapid, coptile! Bă, dar am împușcat-o în cap, nu? N-a lăsat sânge! What? Stați, vă pot urca pe piatră! Da, bine! Haideți să analizăm de aici! M-am pus pe burtă! Pac! Îs pe burtă! Vedeți voi căprioara? Mamă, dar mi s-a părut că am împușcat-o, gen! Ok! Hai să reîncărcăm arma! Reîncarc-o! Așa! Glanțe noi, fresh! Bă, mi s-a părut că i-am tras în cap, gen! Să vă uitați pe filmare, să-mi ziceți dacă i-am tras în cap! Ah, uite, pot să văd pașii! Oh! What? Încoace? Stai un pic! Stai un pic, că sunt confuz! Ea s-a dus încoace, gen? Dacă este geata asta, s-a dus încoace! Dar cum că s-a dus încolo? Bă, nu mai are nimic, are niciun sens! Uite, asta ce mi-arată? Tot n-are sens! A venit aici? What? O urmărim, fraților! Oh, cineva trage și iar îmi sperie animalele! Doamne, vânătorii ăștia! Ce nesimțiți, îmi sperie mie aici prada. Trebuie să vâne să mănânc ceva. Vedeți ceva? Că eu nu văd nimica, gen. Absolut nimica. Așa, mergem tot încoace. Bun, fraților, mă duc. Sper să găsesc ceva. Mamă, fraților, îmi chiorăie mațele. Aș da orice ca să văd căprioara aceea, ca să o pot împușca și prinde și mânca, pentru că mor de foame. Despre asta este vorba în jocul ăsta. Ia, uite ce-mi scrie în dreapta. Bleeding. Deci creatura aia, creatura, mă rog, căprioara pe care am pușcat-o e bleeding, e însângerată. Înseamnă că undeva s-a retras probabil. Mamă, simt sângele. Ne ducem încet după pașii, eu încă îi urmăresc pașii, să știți. Eu pe filmare tai, pentru că nu vreau să vă plictisesc, dar chiar urmăresc foarte mult pașii. Și scopul meu este să o găsesc. A trebuit să fie aici pe zonă, nu cred că s-ar duce și mai departe. Adică deja s-a dus destul de departe, trebuie să vă zic asta. Încet, încet, din câte putem vedea, se face seară. Ceea ce este problemă, că noi suntem încă la vânătoare și n-am reușit să o vânăm. O vedem oare de aici, că e câmp deschis. Uite, îi văd acolo mai mulți pași. Dar tot nu văd căprioara. Unde s-o fi dus, bă? O fi speriat-o altul care a împușcat-o? Ia, aici sunt doi pași. Stai un pic. Este aceleași pași? Da, s-a dus încoace. A, ok, aici a schimbat sensul de mers căprioara noastră, se duce înapoi în sus. Hopa! Ce-am găsit? Unde i-au dus pașii? A sângerat până la moarte, uitați căprioara pe care am împușcat-o, deci am împușcat-o noi atunci, doar că n-am prins-o ca lumea. E timpul să mâncăm! Bun, am primit mulți bănuți și uite, uite, unde am nimerit-o? Stai un pic. Prima lovitură i-am dat-o în cur. Ok, bine, am văzut. A, doar o lovitură i-am dat, deci doar o lovitură. Ok, avea 4 ani, avea 109 lbs, mamă, nu știu cât e aia în kilograme, poate vă trec eu pe ecran la editare dacă nu uit. Bine, fraților, am mâncat bine, ești nebun. Bun, văd acolo o piatră, fiți atenți, mergem să mai vânăm ceva, pentru că, dar, suntem vânători. Felicitări, bateți palma, așa, prima noastră vânare pe ziua de astăzi. O să mor pe piatra asta acum și să văd dacă pot prinde altceva. Poate ceva acolo pe malul mării? Ia, urcă sus pe piatră. Urcă, bă. Așa, am urcat pe piatră. Mă pun pe burtă, am zis. Și ne uităm, fraților. Să vedem ce mai putem găsi. Este un joc unde trebuie să ne testăm răbdarea. Și să așteptăm. Este un joc de răbdare ăsta. Trebuie să fii una cu natura. Sunt una cu natura. Și pupii este cu mine. Trebuie să găsim ceva, fraților. Sunt convins că o să găsim ceva cât mai curând. Păsări sunt? Ia. Păsări. Nu văd păsări. Oh, ce e acolo? Ai o tufă. Bun, cred că o să-mi continui aventura atunci, fraților. Deci noi în momentul de față suntem aici, gen, aici unde vârt eu mouse-ul, așa. Asta este un lac mare.
Acolo sunt alți playeri. Bă, zona asta e cam a noastră. Deci haideți să vedem ce putem găsi, gen. Să mă duc mai în stânga, în pădure sau pe aici prin dreapta, pe la munți? Hai să încercăm pe aici pe la dreapta prin munți. Să vedem dacă putem vâna ceva pe munte. Aici pe mal nu prea pare să văd ceva. Văd eu ceva de mâncat? Nu văd nimica. Poate acolo nu ai apa. Nu văd nimic, așa că o să mă îndrept încolo să vedem unde ajungem. Ok, tocmai ce am ajuns aici pe mal. Nu știu dacă putem urca și pe munți. Nu-mi dau seama așa de aici. Nu cred că putem urca pe munți. Ei bine, suntem pe mal. Văd acolo ceva în depărtare? Nu văd nimica sau... Nu văd nimica. Bă, dar greu găsește aici ceva, frate. În apă nu cred că putem pescui pentru că nu avem undiță. Pentru ce o să mă duc încoace să vedem unde ajungem. Acolo e celălalt mal. Problema este că nu cred că putem ajunge acolo, gen, de aici. Asta e problematic dacă mă întrebați pe mine. Fac și o baie pe aici că n-am făcut de 5 zile de cât timp stau și vânez aici. Ce se vede acolo? A, e o piatră, am crezut că... Mamă, bă, nu găsești nimic în pădurea asta, mor de foame. Eu încă mă plimb pe mal, să știți, soarele încet coboară, o să se facă seară, sunt foarte curios cum e jocul ăsta seara. Din vâna de căprioare devine vâna de Sirenhead, ha, cum ar fi? Uite o piatră mare aici, mă uit prin pădure, dar nu pare să miște absolut nimic, gen, nimic! Literalmente e goală pădurea! Toată lumea vâna pe toată lumea! Frate, eu cred că văd că mișcă ceva, cred că am văzut ceva! Vedeți și voi la copacul ăla? Ceva mișcă. Trebuie să ne apropiem. Trebuie să ne apropiem încet să nu speriem. Oh my god. Oh my god. Uitați. Voi vedeți ce este acolo? Este mâncare. Mâncare. Mamă, fac ca un descrerat în pyro. Încet, încet ne apropiem. Ne apropiem de prada noastră. Unde-i? Acolo-i. Ne apropiem așa. Încet rău de tot. Uite-o. Mamă, dacă aș putea trage în cap... Să încerc? Să risc? A, nu! 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 Nu, că urmărim. Urmărim. Stai să vedem dacă am împușcat-o. Trebuie să ne dăm seama după pașii ei. Dacă o să fie însângerat, înseamnă că am împușcat-o și putem urmări. Mamă, eu cred că am împușcat. Voi ce ziceți, gen? Uitați înapoi pe video și vă uitați și voi mai exact. Dar, gen, mie mi s-a părut că am împușcat-o. Apoi nu știu. O să încerc să găsesc pe unde a fost ea exact și o să-i urmăresc pașii. Nu știu de ce, mie mi s-a părut că i-am dat în cap, dar aparent jocul zice că nu, deci nu i-am dat în cap pentru că a supraviețuit. Sau nu cred că supraviețuiește la un glonț în cap, adică serios. Ah, am crezut că e sânge ăsta, dar de fapt sunt flori. Pe aici trebuie să fie, nu? Trebuie să găsim pașii, gen. Pe aici trebuie să fie, nu? Uite! Aaa, nu e cu sânge. Hai de capul meu. Vai de capul meu, pe bune, n-am împușcat-o, nu-i bai că urmărim. Urmărim, despre asta e vorba, o urmărim, frate. Întrebarea este cât de departe s-ar fi putut duce, gen. Oare până unde? Acolo e cineva. Pac. Hai că urmărim. Urmărim cât se poate. Hop, așa. Am glonț pe țeavă, am glonț pe țeavă, deci dacă o vedem trebuie să împușcăm iarăși. Și de data asta sper să nimerim, pentru că aparent cumva... N-am nimerit-o, gen. Cumva, n-am nimerit-o. Un câmp deschis, perfect. Hopa. Uite, așa-s mai mulți pași. Înapoi unde s-o fi dus? Cred că încoace. Dar vedem noi ceva de aici? Vedeți voi vreo căprioară? Cămie? Nu-mi pare să văd. Instinctele mele zic că o căprioară trebuie să fie pe aici. Opa, cineva trage. Sper că nu trage în prada mea, gen. Sper că nu trage în prada mea, gen. Foarte recente, zice jocul, că sunt acești pași. Nu pot să-mi punesc la antena, dar bine de știu că am la antenă. Uite, doi pași. Ăsta e foarte vechi. Ăsta e foarte recent. S-a dus în coace nemernica. Nu văd. Gen, nu văd. Hai mă, că se face seară. Cum mai vânez eu seara? Va fi imposibil, literalmente. Foarte recent. Foarte recent, s-a dus în coace. Problema este că
Nu doar că abia o vedeam ziua, se face seară. Și acum, efectiv, nu o să vedem mai nimic aseara. Deci seara o să fie sfârșitul lumii, o să fie jale. Nu vom vedea nimic, vreau să mai vânez neapărat măcar o căprioară. Neapărat, nu știu cât de lung este episodul, dar să știți că eu filmez în momentul de față de 27 de minute. Deci nu știu cât de lung este episodul, dar de 27 de minute eu stau aici la vânătoare. Jocul încă nu mă lasă să-mi aprind lantena, consideră că nu este destul de întuneric, aparent. Na, fraților, mă dau bătut. Nu știu unde se află, mă dau bătut. Cred că o să mă pun la somn și revenim ziua. Fraților, am revenit ziua, suntem iarăși la cabană și de data asta o să explorăm în partea stângă. Footprints încolo. Haideți să mergem la vânat din nou. Hopa! Ați auzit? O făcut ceva, miau, de acolo. Hop, auzit ceva? Fiți atenți că mâncăm. Mamă! Îi dau cap? Lasă-mă, dar cum supraviețuiește? Ce fac greșit? Cum o supraviețuit la aia? Mamă, la Edita mai bursucul, trebuie să-l urmărim. Nu, 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 că mă duc după el. Dar cum o supraviețuit? I-am tras în cap, jur! Jur că i-am tras în cap. Trebuie să trag mai în sus, pică glonțul, care-i faza? Nu, că mă duc după el, mă duc după el. Uite-i pașii. Mamă, cât a îi. Very fresh, să nu-mi zici că nu l-am ăsta. Gen, să nu-mi zici că nu l-am împușcat, că pe la clar a fost un glonț. Gen, ăla chiar a fost un glonț. Nici nu-mi zice încotro să mă uit după asta. Very fresh. Mamă, dar era Dita mai omul. Ați văzut? Uite, încoace. Mă, unde s-a dus fratele? Încolo? Bleeding! E însângerat! Da, mă, da! Însângerat! Hai că ne ducem după el. Ne ducem după el. Trebuie să-l vedem. Că undeva s-a dus. Întrebarea este unde s-a dus. Uite-l! Îl vedeți? Îl vedeți? Îl vedeți? Fiți atenți, fiți atenți. Uite-l. O fi ăla? Să mai trag un glonț. Zoi! Mamă, stați că ne apropiem încet. Ne apropiem încet. Ne apropiem mai încet. S-o facem mai ca la carte, dacă se poate. Îți curios dacă ăsta s-a dus încolo, gen. Nu, ăsta s-a dus în altă parte. Sau s-a întors și s-a dus încolo? Că pe ăsta l-aș urmări, pentru că sângerează. Deci e clar că el o să moară, nu? Ia să... Uite, 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 uite. Nu poate fi ăla, ăsta e altul. Ăsta e altul, nu cred că e ăla. Să încerc să mă apropii de el? Hai să încercăm să mă apropii de el. Uite-l, 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 uite-l. Îl văd acolo în depărtare. Nu știu dacă voi îl vedeți, e foarte departe. Era fain un binoclu, mă, dar n-am un binoclu. N-am binoclu deloc. Nu-l mai văd. Uite-l. Uite, dacă aș putea să mă apropii de copacul ăsta și dacă m-aș apropia, m-aș putea asigura să-i trag una exact în cap. Mamă, trebuie înapoi pălăria mea. Ia, frate, pălăria de vânător, pentru că acum chiar că i-am dat în vânătoare la propriu. Îl mai vede cineva? Să trag de aici? Nu, 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 ne mai apropiem. Ne mai apropiem, ne mai apropiem, ne apropiem cât putem, ne apropiem cât putem. Fiți atenți. Și tragem una în cap. Și dacă nu moare, mă întorc după pașii ăia alați pe care am văzut, pentru că ăia erau deja bleeding. Vedeți că e și în dreapta, că e bleeding. Ceea ce înseamnă că l-am împușcat eu. Stai să nu-l sperii. Că are urechi foarte bune și mă poate auzi. Nu, nu, că-l vânăm. Ne ducem după el. Pitit, încet. Caș. Ați auzit? Iar au făcut sunetul acela. Păi! Încolo. Mamă, ce văd încolo? Mâncare! Da, mergem și încolo. Mamă, 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 mamă. Dar stai să nu-l pierdem pe ăsta din vizor. Să nu-l pierdem pe ăsta din vizor. Că deja l-am pierdut, gen, nu mai știu unde se află. Mamă, am dezorientat la maxim. Unde-i fratele? Blood, unde ești? Dar cum supraviețuiește, mă? Uite altul, uite altul, uite altul. Hai, las-o încolo de treabă. Hmm.
Ce ziceți, l-am împușcat pe ăsta? Ce ziceți voi? Mă duc să văd? Hai că mă duc să văd, n-am ce pierde. Mamă! Uite-i pașii, dacă nu scrie bleeding e problema. Very fresh. Pe bune, nu l-am împușcat? Nu, că nu-i bine, nu-i bine. Nu-i bine. Mă duc înapoi la ăla pe care l-am pușcat înainte, gen, știți? Prima dată, că la ăla scria bleeding. Și pe ăla pot să-l urmăresc să-l găsim, că înseamnă că a sângerat undeva, a murit. Întrebarea este unde avea ăsta pașii. Ea avea undeva pe aici. Uite. Bleeding. No, bine, hopa, ce-i ăsta? Ăsta nu. Bleeding, da, îl urmărim pe ăsta. N-are nimic, că îl urmărim pe ăsta. Bleeding. Bleeding, ne ducem după el, Bă, dar până unde te-ai dus, tăticule? Tăticule, până unde te-ai dus, băi, tăticule? Băi, opa, s-a dus încoace. Ia vezi, s-a dus încoace. Hop, hop, hop. Poate vedem ceva acolo? Nu văd nimica. Hopa, cred că văd ceva. Uite-l, a murit, e mort. Da, bă, am zis eu că l-am împușcat și acum e mort acolo. Bine, mă, frate, bateți palma. Aia zic, a doua vânătoare. Vă ofer și vouă pălăria asta de vânător pentru că sunteți prea tari că l-am vânat împreună. Hopa, am auzit ceva încolo. Următoarea vânare, fiți atenți, stați că mergem să ne mai încercăm la altul locul. Dar să vedem ce am făcut cu ăsta. Ok, deci avea 8 ani, am tras direct acolo în căpățână. Ok. Na bun, haideți să vedem că am mai auzit un sunet din partea asta. Dar uite o cabană aici, ce se întâmplă la cabana asta, gen? Bună ziua! Ha? Oho, mergem și acolo, stați așa. Nu știu cât de lung se iasă episodul ăsta, eu deja filmez de 40 de minute și nu-mi vine să cred că chiar îmi place jocul ăsta pe Roblox. Bună ziua! Fratele nostru nu este acasă, s-a dus în Ohio și e la vânătoare, așa că mergem mai departe și vedem ce mai putem ochi pe aici. Am văzut în partea aia. Ați auzit și voi, da? Na bun, ne ducem. Uite-l, uite-l. A, nu era piatră. Doamne, am crezut că... Mai prindem o căprioară, fraților, ce ziceți? Haideți că căprioara e mai fragedă. Ne ducem după ea. Încet. Doar că e departe. Trebuie să ne apropiem cumva, dar să nu o speriem. Dacă o speriem, e problemă. Ok. Cred că mă pot apropia mai mult, ceva mai mult. Cred că pot. Întrebarea este cât de mult mă pot apropia. Ca să nu o speriem, pentru că căprioarele aud foarte bine, gen. Ia uite-le acolo. Cochetele. Abia aștept să le bag un glonț în cap. Adică, băi, mă, ce? Păi, asta e adevărul. Trebuie să mâncăm și noi, dară, nu? Vă place carne? E bună. Păi trebuie să mâncăm, fraților. Asta este, n-avem ce face, trebuie să vânăm. Este un joc chiar destul de neînștitor și mi se pare interesant că e făcut pe Roblox, chiar e mișto. Sunt jocuri mult mai ample, nu pe Roblox, pe baza asta de vânătoare. Dacă vă place cumva mult episodul ăsta, poate îl joc. Dacă nu, nu? Ceva pași pe aici. Na bun, ne apropiem de ăștia, vedeți? Ne apropiem, uitați-i acolo, putem să vedem deja în depărtare. Ia! Mamă, dacă mă duc la stânca asta cumva... Oare mă aude dacă mă duc așa? Trebuie să mă duc cumva la stânca asta. O scos un sunet. Ia să apropie încoace. Mamă, dacă ar veni la mine, ar fi senzație. Hai că ne ducem încet. Încet ne apropiem, suntem aproape. Fraților, trebuie să-i dăm una în cap. Deci trebuie să-i dăm una în cap. Nu se poate. Să o omorâm din prima. Haideți, a treia oară cu noroc îi dăm în cap și moare din prima. Mă apropii și o să încerc să trag de pe, după piatra asta, de pe cealaltă parte, dacă mă înțelegeți. Așa, să nu mă vadă. Vin încet. Încet, sper că nu-i sperii. Ok, așa, încet. Hopa. Liniște, intrăm în modul de vânătoare. Am nevoie de pălărie. Așa, uite-o. Ea este. What? S-au blocat toate! Mă, cum o supraviețuit? N-ai cum! Deci n-ai cum! N-ai cum! Hai mai, las-o-n treaba ei, dacă nu te-am împușcat de 100 de ori.
Dacă nu te-am împușcat de 100 de ori, mai las-o în treaba ei. Las-o în treaba ei dacă nu te-am împușcat de 100 de ori. Unde-ți sunt pașii? Bleeding! Aia zic, Mari, să urmărim că va muri. Bleeding! Va muri, va muri. N-are cum, bă, trebuie să moară. N-are cum. Uite-o, uite-o acolo. Uite-o. Da, bă, da, ți-am zis eu. Ți-am zis eu. Ți-am zis eu. Hai, numai să verificăm. Ce ne-o lăsat aici? Hai, ia. Mamă, dar cum arăta? Celălalt nu arăta așa, bă, vezi că ăsta e mai mare. Hopa, ok, 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 ok. I-am tras în cap. Și n-am murit din prima, ceea ce e dubios. Vedeți? L-am prins 3 lovituri, 4 lovituri. Mamă, pe ăsta l-am găurit. 4 lovituri am dat. Taie. Fraților, ca atât cu acest episod de vânătoare, scrieți-mi în comentarii dacă v-a plăcut vânătoarea mea de astăzi și poate mai facem. Cu astea fiind zise, ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!